această perioadă specială dintr-un an calendaristic în care, din punct de vedere spiritual, suntem, încercăm să fim mai buni și să așteptăm, așa cum se cuvine, cea mai importantă sărbătoare a noastră a creștinilor, nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Ne ajutați și voi prin aceste colinzi minunate, nu în ultimul rând, colinzi tradiționale, pentru că am constatat în acest an, nu numai la voi și la alți colindători, nu știu de unde au scos ceva set de colinzi, dar multe dintre ele eu, care n-am 25 de ani, cam dublu la 25 de ani, nu le-am mai auzit. Și mă bucur foarte mult pentru asta. Asta înseamnă că această tradiție a noastră de a colinda de Crăciun, care este cu siguranță mult mai puternică decât în alte locuri din lume, peste tot se colindă, dar tradițional, așa cum se colindă la noi, nu se colindă nicăieri. Și vă spun un om care s-a mai plimbat un pic prin lumea aceasta și eu sunt mândru de asta. Mă bucur că alegeți să colindați în această perioadă, deși unii tineri de vârsta voastră consideră probabil că aceste lucruri sunt total diferite, total depășite, scuze, și pentru aceștia, care cu siguranță nu sunt între voi, eu am un mesaj că această idee a lor este ca și cum ar considera că părinților sunt total depășiți și nu trebuie respectați, la fel bunicilor, pentru că nu știu să folosească iPhone-ul sau calculatorul și, în concluzie, trebuie să-i lăsăm la groapa de gunoi. Prin faptul că acceptați și mergeți cu colinda, demonstrați că vă respectați, în primul rând, pe voi și, nu în ultimul rând, respectați aceste tradiții importante pe care noi le avem. Și vă mulțumesc din suflet pentru aceasta. Vă doresc, cu ocazia sărbătorilor, să fiți sănătoși, să vă faceți misiunea voastră acolo la școală, să închegați prietenii serioase, pentru că o să îmi dați dreptate peste ani, cele mai importante prietenii pe care oamenii și le leagă în viață sunt cele din liceu. Și cele mai sănătoase și cele care rămân peste ani. Acolo, mai departe sau în alte locuri, se leagă prietenii, dar nu sunt așa de perene, așa de rezistente ca și cele care sunt legate în liceu. Să aveți sărbători fericite, să aveți un an nou 2020 mai bun ca ăsta, plin de succes. Doamnă profesoară, vă mulțumim din suflet pentru faptul că, mă rog, legați, țeseți aceste momente importante și îi pregătiți pentru a ne colinda pe noi și pe alte persoane, să aveți sărbători fericite, liniștite, un an mai bun. Așa ne propunem toți la început de an, să fie mai bun ca ăsta. În primul rând să fim sănătoși și să ne putem face fiecare lucrurile pe care ne le-am propus. Sărbători fericite, liniștite. Știu că sunteți de o vârstă mai mare decât cei care primesc cadouri dulciuri, dar vă rog să acceptați cu un pachetel de la noi și dacă credeți că trebuie să faceți altceva cu el, să-l dați la... Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Pe mulți ani și sărbători fericite!
în carne hedeșei în vărădași în țări, așa nu călcau pormă pe cum ne erau fătați de mumă. Și masără și arar în țara Ierusalimului, cruciși, culme zici, brează, neagră, revărsară și greu roșu să mânară. La lună, la săptămână, jupânul gazdă masără să vadă dacă griu-i copt răscop. Până gază de șef aflară și pomcar în călecară, pomcar de aur, cu numele graur și marsără la baia sprie, unde mâța scrie și îți face pafăție și marsără la baia nouă, unde mâța aur, atât insul cât te dau și vă face papă vouă. Veselit și gazdă! Veselit!
Ce poate fi mai frumos ca după ce am primit aici, cred că vreo 900 de colindători, să încheiem colindul cu voi. Vă mulțumesc din suflet că ați venit în primul rând. N-aveam nicio îndoială că veți lipsi, pentru că sunteți aici de fiecare dată, cel puțin de când sunt eu primar și sunt primar. Mă uit la unii dintre voi care sunteți în alți acum ca și mine și mi-amintesc, mă uit în spate și mi-amintesc când aveați și voi un metru și erați tot la club. Să știți că dacă veți vrea vreodată să vă căutați poze de când aveați 5 ani sau câți ani aveați când ați venit la club, la primărie sigur le găsiți că am mii de poze. Vă mulțumesc că duceți această tradiție a noastră, a românilor, atât de frumos înainte. Iar e cel mai frumos lucru în această perioadă sensibilă și în această perioadă în care fiecare dintre noi ne deschidem sufletul și încercăm să fim mai buni, cel mai frumos lucru pe care îl putem face, în afară de lucrurile bune, pe care ne străduim fiecare dintre noi să le facem, este să colindăm. Această tradiția noastră este dusă de voi atât de frumos, în primul rând prin modul în care arătați, prin costumele populare și nu în ultimul rând prin seriozitatea de care dați dovadă, pentru că faceți un sacrificiu voit, evident, pentru că vreți să faceți acest sacrificiu și sunt convins că vă și place, mergând și pregătindu-vă alături de profesorii voștri și pe această cale țin să le mulțumesc, așa cum o fac întotdeauna, le mulțumesc din suflet că țin această tradiție vie în orașul nostru. Nu în ultimul rând le mulțumesc părinților voștri pentru că știu că nu sunteți toți din Șimleu și să fac și deși niște sacrificii venind cu voi aici, dar nu, sunt convins că nu le fac degeaba și sunt bucuroși și ei că le fac. Eu vă mulțumesc, vă doresc să aveți sărbători fericite toți, să aveți un an 2020 cu rezultate bune la învățătură, cu rezultate bune în folclor și să fie un an și mai bun ca și acesta. Vă mulțumesc, domnule profesor, transmiteți la doamna sănătate toate bune, vă mulțumesc, băieți, și vouă pentru toate momentele frumoase care le faceți și pentru că atunci când veți ieși să luați fiecare după un pachet. Nu mai plânge, maica mea!